România sunt raportate 3.353 de cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 și 788 de cazuri sunt reconfirmate în urmare testărilor. Astfel că în Arad sunt 13 cazuri reconfirmate, în Caraș-Severin sunt 14 cazuri, în Dolj 9 cazuri, Gorjul are 7 cazuri reconfirmate, județul Hunedoara 26 de cazuri, județul Mehedinți 2, iar județul Timiș are 48 de cazuri reconfirmate prin retestare. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 5.129.855 de teste PCR și 35.282 de teste rapide antigenice. Dintre acestea, în ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.626 de teste PCR, 14.620 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.006 la cerere și 5.453 de teste rapide antigenice. România a ajuns la 688.270 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 618.673 de persoane au fost declarate vindecate. Datele Institutului Național de Sănătate Publică ne arată și numărul cazurilor de îmbolnăvire raportate de fiecare județ. Aflăm astfel că județul Arad are 14.939 de cazuri, cu 77 de cazuri noi față de ieri, Caraș-Severinul are 7.139 de cazuri, cu 46 de cazuri noi față de ieri, județul Dolj are 16.484 de persoane diagnosticate, cu 109 cazuri noi față de ieri, în timp ce județul Gorj are 5.383 de persoane diagnosticate, cu 29 de cazuri noi, județul Hunedoara a ajuns la 12.596 de cazuri, cu 45 de cazuri noi, județul Mehedinți înregistrează 5.319 persoane diagnosticate, cu 15 cazuri noi față de ieri, iar județul Timiș înregistrează 259 de cazuri noi, atingând pragul de 29.482 de persoane diagnosticate. România are 17.098 de decese în rândul persoanelor diagnosticate cu COVID-19, 63 înregistrându-se în ultimele 24 de ore, inclusiv în județele Caraș-Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinți și Timiș. În unitățile sanitare, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.635. Dintre acestea, 1.091 sunt internate la ATI. 33.519 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, în timp ce alte 8.599 de persoane se află în izolare instituționalizată, iar 68.663 de persoane se află în carantină la domiciliu și 89 în carantină instituționalizată. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat 4.858 de sancțiuni contravenționale în valoare de 756.300 de lei. De astăzi încep înscrierile în platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19 pentru doljeni, iar de luni începe vaccinarea în cele 4 centre din județ, conform prefectului Nicușor Roșca. În județul Dolj există 2 centre la sala polivalentă din Craiova cu 8 puncte de vaccinare, 4 puncte de vaccinare sunt în comuna Călăraș și alte 4 în Calafat. Se estimează că în județul Dolj se pot vaccina zilnic deocamdată 720 de persoane. Deschiderea celorlalte centre va fi făcută în funcție de solicitările și programările din Platforma Națională de Vaccinare. Pentru vaccinarea anti-COVID, etapa a doua, până acum au transmis informații către Centrul Județean de Coordonare peste 200 de instituții și operatori economici, însumând un total de 5.906 persoane care și-au exprimat dorința de a se vaccina. Salariul minim pe economie a fost majorat cu 3% până la 2.300 de lei brut, adică oamenii primesc 1.386 de lei în mână, cu 40 de lei mai mult decât în 2020. În acest context, analiștii economici atrag atenția că pentru companiile mici și mijlocii care au mulți angajați la nivelul salariului minim brut pe economie, impactul pe costuri ar putea fi semnificativ și uneori este extrem de complicat să implementezi o astfel de modificare salarială, deoarece multe sisteme de calcul de salarii nu suportă modificări în cursul lunii. Majorarea salariului minim pe economie a fost publicată în Monitorul Oficial și se aplică de la jumătatea acestei luni. Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj își deschide un nou ghișeu cu publicul în 18 ianuarie, care va funcționa în incinta Centrului Comercial Oșan Craiovița, la fel ca cel deja existent în această locație din Craiova. Particularitatea acestui nou ghișeu este că aici se pot depune cereri de eliberare a actelor de identitate fără o programare anterioară. Programul de funcționare al celor două ghișei este zilnic de luni până vineri între orele 8:30-15:30, iar în ziua de joi programul este prelungit până la 19:30. Reamintim că din cauza problemelor tehnice apărute la emiterea actelor de identitate din ultimul timp, soluționarea cererilor ce vor fi primite în următoarea perioadă la ghișeele din Dolj se va face în 30 de zile de la depunere acestora. Mai multe informații se pot afla la numerele de telefon 0351 437038 sau 0351 437039 între orele 8 și 16 de luni până vineri.
Compania de apă Oltenia a semnat contractul de execuție a lucrărilor de canalizare în mai multe cartiere din Craiova. Astfel, imediat ce vremea va deveni favorabilă, lucrările vor demara în cartierele Rovine 2, Izvorul Rece, Brestei, Mofleni, Catargiu și Făcăi, iar peste 4.000 de locuințe vor beneficia de aceste investiții. Lucrările cuprind reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a orașului Craiova pe o lungime totală de aproape 4.000 de metri, dar și extinderea rețelei de canalizare cu peste 58.000 de metri. În total, 103 străzi vor beneficia de canalizare. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că va fi prezentă pe șantier imediat ce vor demara lucrările. Arădenii riscă amenzi de cel puțin 1.000 de lei dacă nu își curăță zăpada și gheața de pe trotuar pentru a evita producerea accidentelor la care sunt expuse în special persoanele în vârstă, dar și copiii. Atenționarea vine din partea primăriei și se adresează cetățenilor care locuiesc sau folosesc imobilele în alte scopuri. Totodată, operatorul responsabil cu punerea în aplicare a programului de dezăpezire a orașului SECE Salubritate S.A. Deva este pregătit să intervină cu 11 utilaje, numărul acestora putând fi suplimentat dacă situația o impune. În conformitate cu planul de intervenție, echipele de dezăpezire vor degaja cu prioritate arterele principale, căile de acces în oraș, podurile, pasajele, piețele și stațiile, iar apoi străzile asfaltate cu acces spre locuințe. Direcția Permise și Înmatriculări lansează din luna martie, cel târziu aprilie, o aplicație pilot care va permite depunerea actelor online fără a mai fi necesară prezența la ghișeu. Într-o primă fază, această facilitate va fi disponibilă doar pentru operațiuni mai simple, cum ar fi rezervarea de numere sau eliberarea de duplicate, spune directorul de la Permise și Înmatriculări, Florin Catană. Așadar, pare că 2021 va fi un an de referință în crearea de servicii online. Reamintim că în perioada stării de alertă, preschimbarea permiselor care urmează să expire nu mai este obligatorie în țară, valabilitatea documentelor fiind prelungită cu 90 de zile. Se pot face înscrierile pentru a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 pe platforma de programări, începând de astăzi de la ora 15. Vaccinarea efectivă va începe de luni, 18 ianuarie. Persoanele vizate de a doua etapă se vaccinează doar la cerere, nu sunt obligate și nu există sancțiuni pentru cei care se răzgândesc și renunță la vaccin între momentul înscrierii și ziua când le vine rândul la vaccinare. În jur de 6 milioane de români au dreptul să se vaccineze împotriva COVID-19 în etapa a doua. 750 de centre de vaccinare ar urma să fie deschise în total în întreaga țară în etapa a doua de vaccinare împotriva COVID-19. Procedura de înscriere implică crearea unui cont pe platforma de programări, apoi alegerea unei zile, ore și a unui centru unde se va efectua vaccinarea. Pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, prin înscrierea pe platformă, prin medicul de familie sau prin call center. Va exista un număr unic la nivel național, iar sunând la acest număr, apelurile vor fi preluate în cele 42 de call center-uri distribuite în fiecare județ. O altă modalitate de programare va fi prin direcțiile de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care își pot face cont și pot înscrie pe platformă până la cel mult 10 persoane din familie. Aceeași procedură este și în cazul persoanelor cu boli cronice, cu recomandarea autorităților ca acestea să fie înscrise pentru vaccinare de către medicii de familie. Angajații din activități în domenii cheie vor putea fi înscriși pe platforma de vaccinare și de către angajator. Se pot programa pentru vaccinare în etapa a doua a campaniei persoanele cu vârsta peste 65 de ani, bolnavi cronici diagnosticați cu una dintre următoarele afecțiuni luați în evidență, cum ar fi diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni renale, afecțiuni oncologice, pulmonare, neurologice, hepatice sau autoimune, dar și angajații din domenii cheie esențiale, printre care personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului, personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, personalul din sectorul economic vital, personalul din unitățile de învățământ și creșe, personalul poștal și din servicii de curierat, personalul cultelor religioase, dar și personalul din mass media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2. Reșițenii creștini s-au obișnuit ca în fiecare an, în a doua jumătate a lunii ianuarie, să se organizeze octava de rugăciuni pentru unitatea creștinilor, cunoscută și ca săptămâna de rugăciune ecumenică. Tradiția octavei de rugăciune a început în 1740 în bisericile protestante din Scoția. Inițiativa a fost continuată de Asociația Marilor Biserici Creștine și dezvoltată de Biserica Catolică prin organizarea unei octave de rugăciune. În diferite țări, broșura cu rugăciunile pentru unitate este folosită de creștini pentru rugăciuni particulare în luna ianuarie și pentru celebrări colective.
colective în preajma Rusaliilor. În emisfera sudică, unde luna ianuarie este lună de vacanță, octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor este programată tot în preajma Rusaliilor, ori cu o lună sau două mai târziu. În județul Caraș-Severin, octava se desfășoară în acest an pentru a 29-a oară, mișcarea pentru unitatea creștinilor fiind una dintre cele mai solide și perseverente din țara noastră, un exemplu pentru multe alte regiuni din țară și chiar de peste hotare. Motoul octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an a fost ales și de data aceasta pe plan internațional. Rămâneți în dragostea mea și veți aduce multe roade. Astfel, creștinii diferitelor confesiuni împreună cu îndrumătorii lor spirituali se vor reuni în perioada 18-25 ianuarie, în fiecare seară, începând cu ora 17 în diferite biserici creștine ale confesiunilor ortodoxe române, romano și greco-catolică reformată, precum și evanghelică luterană din Caraș-Severin. Credincioșii doritori să participe se vor anunța la parohul bisericii prin telefon, pentru că locurile sunt limitate. Purtarea măștii și păstrarea distanței de 2 metri sunt măsuri obligatorii. Astăzi începe oficial cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare în România. Cele mai multe centre vor fi deschise însă de luni, iar de la ora 15 este funcțională platforma națională de înscriere la vaccinare. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu afirmă că principala problemă pe care o va avea România în perioada următoare nu va fi capacitatea de vaccinare, ci numărul vaccinurilor pe care țara le va avea la dispoziție, în contextul în care numărul de vaccinuri este mic în toată lumea. Voiculescu spune că România va păstra tot timpul un stoc de vaccin pentru cei care au nevoie de rapel și anunță că săptămânal, în perioada următoare, vor ajunge în țară 180.000 de doze noi. Restricțiile pentru intrarea în Anglia au fost amânate pentru luni 18 ianuarie. Cu toate acestea, de astăzi, măsurile se aplică pentru intrarea pe teritoriul Scoției, anunță Ministerul Afacerilor Externe. MAE menționează că până la acest moment autoritățile din Irlanda de Nord și Țara Galilor nu au anunțat adoptarea noilor măsuri. Toate persoanele care călătoresc în Regatul Unit pot intra pe teritoriul Angliei cu condiția prezentării unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu maximum 3 zile înaintea intrării pe teritoriul Angliei. Sunt acceptate testele moleculare de tip PCR sau antigen. Rezultatul testului negativ trebuie să fie redactat în original în limbile engleză, franceză sau spaniolă, nefiind acceptate traduceri. Conform autorităților britanice, prezentarea unui test cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu exclude măsura obligatorie de autoizolare pentru o perioadă de 10 zile de la sosirea în Anglia.